Elevii școlii învățători Nicolae Păslaru din Cașin au fost prezenți în dimineața zilei de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, la Capela Protopopiatului Onești. Ce au făcut acolo, aflăm în minutele următoare. Astăzi de Ziua Culturii Naționale, elevii școlii gimnaziale învățători Nicolae Păslaru din Cașin, sub coordonarea doamnei profesor Mirica Cristiana, profesor din limba și literatura română în școală, au ales să aducă un pios omagiu marului poet național Mihai Eminescu, la ziua, la împlinirea 174 de ani de la nașterea sa. Și au ales să facă lucrul acesta aici, în Capela Protopopiatului Onești, un loc destul de drag și familiar lor, un loc în care vin de foarte multe ori pentru a participa la slujbe, pentru a se împărtăși cu Sfintele Taine și pentru a-i pomeni de fiecare dată rugăciunile lor, atât pe cei vii, cât și pe cei adormiți, lucruri pe care deja l-am săvârșit aici, prin rânduiala parastasului în care a fost pomenit marele poet Mihai Eminescu. De altfel, din câte am înțeles de la dumneavoastră, nu e prima dată când vin aici la această capelă. Este o tradiție, încercăm să venim cel puțin o dată pe lună, dacă ne ajută Dumnezeu și de mai multe ori, să participăm la ore de religie aici în capelă, dat fiind faptul că ora de religie într-o biserică diferă mult de cea din clasa de curs, pentru că elevii pot trăi exact spațiul ecleziaș și pot vedea exact lucrurile pe care le avem aici în biserică. Așa că sunt destul de familiarizați. Este un loc în care venim cu drag pe fiecare dată. Acțiune în premieră a reprezentanților Protopopiatului Onești chiar de Ziua Culturii Naționale, Ziua Poetului Nepereche Mihai Eminescu, la Școala de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești. Nu am venit cu brațele goale, fiind sezon de iarnă, sezon rece, am venit cu vitamina C, sub forma mandarinelor, citricelor. Având în vedere că este 15 ianuarie și Ziua Națională a Culturii și, de asemenea, având în vedere anul magial al pastorației și îngrijirii persoanelor bolnave, Arhiepiscopia Romului și Bacăului, sub binecuvântarea înalt preasfințitului Părintele nostru Ioachim, a gândit un proiect pentru a marca Ziua Națională a Culturii și cu ajutorul persoanelor bolnave și am vrut în mod special să aducem în prim plan copiii cu deficiențe, cu dizabilități. De aceea ne aflăm astăzi la Școala de Educație Inclusivă din cartierul 8 Martie, pentru că face parte din protopopiatul nostru. E o premieră, într-adevăr, o primă activitate a protopopiatului în acest centru. De asemenea, am început de dimineață la capelă cu tineri copii de la școala gimnazială din Cașin. Acolo am făcut și o slujbă de pomenire a poetului Mihai Eminescu. Și urmează ca după amiază să ne întâlnim cu tinerii de la Ator și să facem o expoziție a operelor, ca să zic așa, că sunt opere, e o provocare, un copil cu dizabilități să deseneze ceva, să scrie ceva, copiilor de și la să centru și să recite, de la Centrul de Zi Binecuvântați Copii, de la Școala Gimnazială Ghiță Mucanu, de la Centrul Alexandra din Onești, deci am adunat mai multe lucrări ale copiilor, desene, poezioare, esee. S-a alăturat și Părintele Nechita Dănuț de la Parohia Sfântul Gheorghe din Târgu Ocna, prin poezia compusă de o domnișoară care este mobilizată la scaunul cu rotile. O vom recita și pe aceea. Adică am încercat o zi plină. Să acoperim pe cât se poate toate zonele acestea ale copiilor cu dizabilități și să-i punem în evidență și pe ei de Ziua Culturii Naționale. Felicitări pentru implicare și pentru faptul că aduceți așa un zâmbet pe chipul lor. Și am văzut că ați asistat și la lecție la un moment dat și ați rămas impresionată de faptul că au reușit să recite poeziile, să descurcă bine. Da, asta înseamnă că cei care sunt aici, cadrele didactice, își fac cu desăvârșire datoria și scot cei mai buni din ei. Deci e de apreciat acest lucru. Am asistat așa un pic la lecția pe care o aveți pregătită pentru ziua de astăzi și am văzut că copilașii s-au descurcat foarte bine la poezii. Ați lucrat mult pentru treaba asta. Da, în fiecare an, pe 15 ianuarie, îl omagiem pe marele poet Eminescu. Copiii au studiat operele lui și în anii trecuți, dar cu fiecare an
ce urmează, încercăm să aducem mai mult în atenția copiilor, ceea ce înseamnă natura, de fapt, în opera lui Eminescu, pentru că specificul școlii face ca să alegem operele lui Eminescu ce pot fi înțelese de către copiii noștri și atunci ne bazăm mai mult pe operele în care descrie Eminescu natura. Ei încearcă prin desen să redea acele simboluri care sunt redate de Eminescu natură. Câteodată și noi ne regăsim și ne identificăm cu Eminescu în ceea ce el descrie în natură și când mergem cu copiii în excursii și pe temele de educație ecologică, pentru că noi desfășurăm foarte multe activități cu temă ecologică și atunci putem vorbi și chiar să ne reamintim câteva versuri sau câte ceva din ceea ce facem la clasă despre Mihai Eminescu. Astăzi, reprezentanții protopopiatului Onești au venit cu daruri, așa, cu vitamina C, cum spunea doamna Chircu, pentru copilașii de la centru, da. Și urmează a fi împărțite. Da, sigur, și copiii noștri sunt foarte încântați atunci când cineva din afară vin și îi vizitează și le povestesc câte ceva, îi invită pe undeva și sunt foarte mulțumiți și încântați când sunt și ei încadrați și acceptați în societate. Până la urmă asta ne dorim.